Punctul muzeal de la Parța a fost inaugurat. Aici timișenii și turiștii vor putea admira o replică a sanctuarului neolitic descoperit în zonă pe malul râului Timiș în anii 70. Muzeul va găzdui expoziții cu vestigii arheologice, iar intrarea va fi contra cost, spun autoritățile județene. Așa a arătat așezarea neolitică descoperită la Parța. O replică a acesteia a fost adusă la punctul muzeal din localitate. După aproape 4 ani în care a fost proiectat și executat acest muzeu, putem spune că am trecut peste toate impedimentele ivite și datorită pandemiei și datorită conflictului din țara vecină și am reușit să facem astfel loc pentru sanctuarul care momentan se află într-un spațiu de depozitare la Muzeul Banatului. Pe lângă sanctuar, la Parța vor fi expoziții legate de săpăturile arheologice din zonă și o bază de cercetare pentru cei care doresc să mai facă săpături pe sit, doar o mică parte fiind descoperită până în prezent. Cel care a descoperit sanctuarul în anii 70 povestește cum a fost construită așezarea acum 5.000 de ani. Este o stațiune deosebită, ca să încep cu cum a ajuns să se dezvolte. Pe parcurs a 7 etape de evoluție, începând la 5600 și apoi continuă mai târziu, cele mai vechi erau, până în epoca cuprului, în centrul stațiunii, acolo, în cea de-a doua fază de locuire, au făcut un prim sanctuar. După o vreme a fost așezarea incendiată și atunci au făcut un sistem de apărare. Lucrările la muzeu au început în octombrie 2021, iar investiția a trecut de 400.000 de euro. Autoritățile vor și să conecteze Parța cu pista de biciclete de pe digul canalului Bega. Traseul ar putea începe de la Sân Mihaiu Român și va putea continua spre Ceacova, Banloc și Mănăstirea de la Partoș.